Iubiți credincioși, o să mai citim un capitol din Noul Testament, Biblia, versiunea Bartolomeu. Am ajuns la Epistola către Romani. Așadar, Noul Testament, versiunea Bartolomeu, Epistola Sfântului Apostol Pavel către Romani, capitolul 13. Supunerea față de stăpâniri, iubirea frățească, apropierea zilei lui Hristos. Tot sufletul să se supună în altelor stăpâniri, că nu este stăpânire decât de la Dumnezeu, iar cele ce sunt de Dumnezeu sunt rânduite. Notă, suflet are aici înțelesul de persoană. Fiecare, fie ce inți, fie ce persoană, care trebuie să se supună în alților stăpânire, adică în expresia, acolo trăiesc atâtea suflete. Ca atare, cel ce se împotrivește stăpânirii rânduierii lui Dumnezeu se împotrivește, iar cei ce se împotrivesc își vor atrage o sândă. Că dregătorii nu pentru faptă bună sunt frică, ci pentru cea rea. Adică dregătorii mai mari, conducătorii, autoritățile de stat, poliția, nu pentru fapta bună sunt frică, ci pentru cea rea. Vrei dar să nu-ți fie frică de stăpânire? Fă binele și vei avea laudă de la ea, căci ea este slujitoare lui Dumnezeu spre bine. Dar dacă tu faci rău, teme-te că nu zadar poartă sabia, pentru că ea este slujitoare lui Dumnezeu, răzbunătoare a mâniei lui asupra celui ce săvârșește rău. Pentru aceasta e nevoie să vă supuneți nu numai din pricina mâniei, ci și în virtutea conștiinței, că de aceea și plătiți dări, căci dregătorii sunt slujitori al lui Dumnezeu, ca într-o aceasta să stăruiască. Dați-le tuturor cele datorate, celui cu darea dare, celui cu vama vama, celui cu teama teama, celui cu cinstea cinstea. Nimănui, cu nimic să nu-i fiți datori, decât cu iubirea uneia față de altul, fiindcă cel ce iubește pe altul a plinit legea. Pentru că porunca să nu săvârșești adulter, să nu ucizi, să nu furi, să nu mărturisești strâmb, să nu poftești și oricare alta, se cuprind în acest cuvânt, adică să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Iubirea nu face rău aproapelui, așadar iubirea e plinirea legii. Și aceasta întrucât cunoașteți timpul, că de acum e ceasul să vă treziți din somn, că mântuirea este acum mai aproape decât de noi, decât în clipa când am crezut. Noaptea este pe sfârșite, apropiatul sa ziua, notă, ziua, adică ziua Domnului, care desemnează momentul celei de-a doua veniri, parusia, moment pe care creștinii veacului primar îl simțeau aproape. Iată că așa cum 2000 de ani, gândeau și erau creștinii pregătiți pentru a doua venire a Domnului Hristos. Să depădăm dar lucrurile întunericului și să ne îmbrăcăm în armura luminii, așa ca în plină zi să umblăm cuvincios, nu în ospețe și în beții, nu în desfrânări și în fapte de rușine, nu în ceartă și în invidie, ci îmbrăcați-vă întru Domnul Iisus Hristos, iar grija de trup să nu o faceți spre pofte. Dumnezeului nostru slavă, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.